așa. Eu zic să o punem pe aia să aleagă. Vrea dezlegare la sex sau vrea dezlegare la calculator? Și dacă alegem calculatorul? Băi, reche! Ține-i pășucătorii în post și rugăciune! Am auzit strigăte, ce crânații strigă? Ei, strigă, cum să strige? Nu strigă, de-aia alegi la gură, legi. Ștefan, pe mine mă vrea, mi-ai zis și la proces, mă vrea în pușcărie dacă-l mai son! Nu contează cât de mult bei, important e să ai pe ce să te sprijin! Patricia, Ștefan pe mine mă vrea, mi-a zis și la proces, mă vrea în pușcărie dacă-l mai son. Deci, Patricia, eu pot să vorbesc, mă dovenește cum îi place lui, da? Hei, 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 eu am surprize! Fanele astea am focate. Ștefan! Lasă-mă înăuntru, că te las și eu! Ei, domor, cum te-i domor? Hai să vezi ce fac acum, aici e normal. Poliția! Poliția, deschide! Mâinile sus, mâinile sus! Ce faci cu satărul ăla?
ai satâr, nu-i satâr ăsta, cum să fie satâr, nu-i briceag el? Dă-i drumul imediat! Cum să-i dau drumul, nu vezi cât e mai satârul dacă îmi cade picior el? Bine, bine, atunci pune-l încet pe jos. Nu, cum să-l pun pe jos dacă el e sus, n-am? Cum o-l țin sus, o-l las jos? Dă-i drumul, am spus! Am zis încet! Așa. Ce se întâmplă aici? Ai, nu se întâmplă nimic, ce se întâmplă? Nu, îi tăiam un nenorocit, eu doar. Un nenorocit? No. Ce nenorocit ai, mă, nenorocitule? Ai omorât un bărbat? Spune! Ai omorât un bărbat, nu? Tăiam un nenorocit de cărnat care nu vrea să lase tăiat el. Pic, pic, am auzit strigă-te, ce cărnații strigă? Ei, strigă, cum să strige, nu strigă, de-aia alegi la gură, legi. Pe cărnat? Ai pe cărnați, pe bărbați, auzi, pe cărnați, și bărbații scărnați, nu? Băi, băi, deci te mai întreb o singură dată, ești singur sau ai pe cineva aici? Ei, am pe cineva, n-am pe nimeni, cum să am, n-am, am avut, dar nu mai am. Nu de mai... ce nu mai ai? De cum, de ce, că l-am omorât, cum, de ce, auzi? Deci am avut dreptate, am omorât pe cineva. Ei, e omorât, normal că am omorât, auzi, normal. De ce le-au omorât, mă, nenorocitule? Cum, de ce? Că dacă mi-a atins cârnatul, auzi... De astea le-au omorât doar pentru că ți-a atins cârnatul? Ei, doar pentru că mi-a atins cârnatul, nu de asta doar. Ieri mi-a atins și banana el. Păi și ăsta e motiv să tai pe cineva cu cuțitul? Ei, cu cuțitul, nu cu cuțitul, cu pistolul el, cu pistolul. Ieri cu cuțitul i-am dat. De ce ai încercat și el să-l omori? Ieri cu cuțitul, alalt ieri cu bolovanul, joi cu ziarul. Cu ziarul? Da, cum? Cum cu ziarul? Ei, cum? Uite așa, i-am dat cu ziarul, așa, i-am dat. Mă rog, el a fugit, dar i-am rupt antenele, i-am apucat. Antenele? Păi ce, bărbatul pe care l-a omorât avea antene? Ai bărbatul, auzi, bărbat, nu bărbat, gândacul, auzi, eu ce spun aici? Gândacul? Da, normal. Ah, gândac. Păi de ce n-ai zis așa de la început, mă, omule? Păi cum, gândac, nu bărbat, auzi, nu bărbat. Păi am crezut că era vorba de un bărbat, nu de un gândac. Ah, păi atunci, na, scuze, nu, da. Ce scuze atunci pentru deranj. Dar cu sângele ăsta ce, te-ai tăiat? Ei, m-am tăiat, cum să mă tai? Nu m-am tăiat, asta e de ieri, de când am omorât un bărbat. Ah, bine, da. O seară bună atunci. E bună, normal, că doar nu-i rea, nu-i rea. Noroc, frații mei! Sunteți pregătiți pentru cea mai tare caterincă pe YouTube? Sunteți, mă? Eu nu sunt! Mâncava și gura voastră așa cum v-am obișnuit până acum, Serghei va pregăti și astăzi niște surprize. Prima surpriză e că azi doza de Serghei nu se mai măsoară în minute, se măsoară în mililitri. Deci ca să nu vă ia amețea la mâncava și gura voastră, luați-o 50 așa ușor înainte, înțelegeți exact cum ziceam noi pe vremea lui Ceaușescu. Și cea mai importantă chestie, dacă vreți să vă faceți muci, prima chestie care trebuie să o faceți, scoateți dopul la sticlă. Nu găuri sticla, mă! Sfatul Serghei Mâncavaș gura voastră este să scoateți dopul când sunteți pe uscat, că după aia s-ar putea să fie mai complicat. Oricum nu trebuie să renunțați niciodată. Perseverența e mama veții. Mâniția care zică să nu bei, că Sanchi, că Vrăjeală, că Ficatul, că Cutare, Caterin, că Vrăjeală, de-astea, ăia sunt niște intelectuali nebăuți, măne. Cine a citit câte ceva la viața lui știe că consumatorii sunt cei mai curajoși oameni de lume. Hai să mor tu dacă ai sânge în tine, să zbor cu capul în jos când ești tras sau să dansezi așa. Ia încă o dată. Mâncați-și gura, când ești muci, poți să faci ce vrei tu, poți să faci ce vrea muscul tău. Adică să înțeleagă și intelectualii aia nebăuți, fraierea, care se uită la filme românești, dacă vrei să fluieri, fluieri. Mă, nebăutura te face să fii original în cele mai banale momente. Ca de exemplu atunci când vrei să folosești o scară rulantă. Thank you.
Fază mișto e că nimeni nu-și dă seama dacă vrei să urci sau să cobori, exact ca atunci când te urci pe motor. Sau pe bicicletă! Concluzia e simplă, mâncava și gurava asta. Nu contează cât de mult bei, important e să ai pe ce să te sprijini. Hai, v-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare. Și nu uitați, mâncava și gurava asta. Spuneți nu dopurilor! Hai, noroc! După o noapte de discuții aprinse, Viorica l-a convins pe Ioniță că Margherita poate să-și înceapă viața sexuală. Să, nu știu, să ne mai gândim, să nu ne grăbim. Ioniță, mama, apucă nervii aia mari, n-am dormit toată noaptea, mama, e nebunit, mă, Ioniță. Dar sigur nu-i prea devreme. Wow, alo, zici că ești mama, e, mă, Ioniță. Băi, am ținut-o, mă, destul fără calculator, hai măcar să-i dăm dezlegare la sex. Viorica, eu zic să o punem pe aia să aleagă. Vrea dezlegare la sex sau vrea dezlegare la calculator? Și dacă alege, mă, calculatorul, a? Nu se-ți pară rău? Așa că ai dreptate, păi... mă, ce mai aș face eu? S-o bă pe fata mea cu ochii băliți în calculatorile păi alea. Păi dacă artistă să se zgâiască toată ziua la lumina aia din computer. Ia așa și... Sexul ăsta, la ce te ajută? Cum la ce te ajută, mă, Ioniță? Ca artistă îți deschide uși. Ce vrei să spui, femeie? Ei, că puteam să ajung și eu departe dacă nu te cunoșteam pe tine. Ai, da. Gata, hai, lasă-mă, că m-ai convins. Crezi că mie nu mi-e dor și mie să mi se deschidă niște uși? Oh, gata, lasă-mă, că m-ai convins. E chiar și așa, nu-mi pare rău că n-am ales calculatorul, să știi. Și să zic și că pe vremea ta puteai ce să alegi. Păi da, dar dacă alegeam calculatorul, stăteam 24 de ore într-un birou, mă făceam cât o balenă. Ce bine că n-a ales calculatorul, Viorico! Păi, asta zic și eu! Margherita! Margherita, fata mea, artistă de cinema! Margherita! Margo! Margo! O, mamă, nu mai urla așa, că vin acum! Mi s-a desumflat siliconul, umflu și vin! Auză pe fata, nu tata! O luăm așa, mă, mai cu binișorul, că e sensibilă! Ce nu, femeie, doar mă știu! Muclis că vine diva, zi-mă ce fac cu diva! Margherito, prințesa lui tata, stai jos, mamă, stai acolo. Așa, Margherito, floarea mea. Dar ce aveți? Ce sunteți scorțoși așa? Ce? Ce aveți, mă? S-a întâmplat ceva? Nu, nu s-a întâmplat, dar are să se întâmple, are să se întâmple. Ce să se întâmple? Ce mi-a ăștia bacul înapoi? Iar trebuie să mă duc la școala aia. Fata mea, stai liniștită că nu ți-a nimeni bacul. E numai al tău, chiar dacă ți l-am plătit eu. Hai, mă, Ionică! 7 kg vorbești și tu. Lasă că zic, ce eu, zic? Zic eu ca de la mamă la femeie, așa. Aolo, stați-i gravidă rău. O să am un frățior iar? Nu. Da, da, cumva despre asta e vorba, fata mea. Hai, mai Ioniță, că m-a apucat dracii aia mari pe bune și eu mor făcut tine aici. Stai așa, mă. Mamă, Margherito. Da, mamă. Fata mea. Da. Artistă de cinema. Da. Tu nu mai ești, nu mai ești mică, mama, acum ești fată mare și... De ce îmi vorbești, mama, așa? De ce mama îmi vorbește așa, să-mi zici vorbe de ocară? De ce am zis? Păi am zis de tine că tu ești grasă. Te rog frumos să nu fii respectoasă cu maică, dar și să vorbești frumos. Hai, mă, Ionită, că nu e grasă. Are doar probleme cu glicemia. Ia, taci, mă, în gura. Margherito, ce vrea mama să spună e că ai voie, mamă. Gata, ai liber. Ia zi-mă ceva de dezlegare. Mulțumesc, mamă. Mulțumesc, mama mea! Ia uite! Gata, acum am voie la băutură și la silicon, nu? Oh, nu, 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 nu! Nu e vorba de silicone, fata mea. E vorba să... Bagă bă de să. Bă,
Dacă vrei, poți să... cu băieții, știi? Aoleu, să... Margherito, tași, mă! Margherito, a venit vremea să-ți găsești și tu un Ionit al tău, mă! Bagă-te, Ionită, mă! Doamne, ferește, mamă, așa ceva! Măi... Păi stai, că poate acum nu ești pregătită, așa. Dar eu cu maică-ta am stat și ne-am gândit. Și noi am ajuns la o concluzie, fata mea. Că nu e bine să stai cu ochii aboliți în calculator! Așa e, mamă, nu-i bine să alegi mamă! Neața! Neața, fratelo, neața! Neața, i-am auzit toată noaptea cum au pus o ședință, dacă să zic că să-ți începi viața sexuală. A, de asta m-a schemat, da, aici. Da, mamă, da. Aolo! Da, eu cred că discuția asta trebuia să aibă loc acum 5 ani, când a intrat fata la liceu. Da. Păi de atunci, sorela are o viață sexuală normală. Oh, oh, oh. Am grijă să se protejeze și fiecare nou iubit are mai întâi un interviu cu mine. Da, mă? Cum? Da, cât fulgi mă protejează. Dar nu trebuie să mulțumiți. Era datoria mea de frate mai mic. Ia uite, bă, băiatul, de ce am coborât eu atâtea trepte. Ia uite, bă, băiatul, de ce am venit de la siliconul meu. Cinci ani, nu? Bă, poate era mai bine să o lăsăm să leagă calculatorul. Zic și tu ceva. Mare supăr în alegare. Nu pot să stau jos, mă dor hemoroizii. Ia, nu te mai văicări ca o babă și fii bărbat. Nu mă văicăresc, dar nu pot să stau jos, mă dor hemoroizii. Ia, nu te mai văicări ca o babă și fii bărbat. Îți face bine când ai hemoroizi. Ce face bine? Nu te mai văicări ca o babă și fii bărbat. Nu mă văicăresc, spuneți-mi ce să iau pentru hemoroizi. Ia, nu te mai văicări ca o babă și fii bărbat. Știți ceva? Îmi bag picioarele în ei de hemoroizi și nu o să mai stau niciodată jos și cu asta basta, lăsați-mă în pace. Nu te mai văicări ca o babă și fii bărbat. Îți face bine. În timp ce toată lumea l-a crezut plecat în pelerinaj la muntele Athos, Gigi Becali a asistat incognito la partida retur cu Chelsea. Din păcate pentru el, se pare că de data asta Dumnezeu a urmărit alt meci. Nu te bădă aici, că nu sunt niciun Becali! Care Becali? Bastou, fundal, să-ți mă face aici! Haideți, domnul Becali, că v-am recunoscut! M-ai recunoscut-o, este? Da. O, da, după ce m-ai recunoscut-o pe mine? Oiu, e destul de evident! Băi, ce bun, evident! Bine, mă, m-ați recunoscut, da? Vreți să spuneți după ce? După crucea asta, după crucifixul ăsta care îl port mereu cu mine, ca mântuitorul! Da, se pare că nu prea va purta noroc. Cum comentați rezultatele în meciul cu Chelsea? Ce să comentez, nu mă interesează de niciun Chelsea pe mine, da? Habar n-am că ne-a bătut Chelsea cu 3-1 și că a jucat Pintilii ca ultima cizmă și nu mă interesează Chelsea pe mine și cu asta basta. Acum sunteți pe stadionul lui Chelsea. De bă, da, sunt și cu asta. Sunt, că am venit și eu să fac o treabă ca omul. Ce vrei să fac pe mine? Am intrat, am vrut să intru aici. Aaa, deci înseamnă că e o coincidență faptul că sunteți aici în ziua meciului, când ați anunțat foarte clar că o să fiți în pelerinaj la muntele Athos. Da, bă, dar am zis eu că mă duc în pelerinaj la muntele Athos cu tare și nu m-am mai dus. Pentru că de ce? Am vrut să vă fac o aroganță, ai înțeles? Așadar ați văzut meciul stelei. Tu n-auzi Renzo ce a spus Adinaur, că nu mă interesează. Nu mă interesează pe mine de șuturile penibile ale lui Borcen, da? Am venit aici, tata, am venit pentru credință, am venit să mă liniștesc, să mă reculec, pe stadion? Păi, pe stadion, adică ce are pe stadion? Păi Dumnezeu nu e peste tot? Vrei să spun unde mai e Dumnezeu? Unde? E și în capul ăla sec al râpă, care se crede cel mai mare fundaș dreapta de lume și îmi face mie faul lângă careu. Sunteți supărat că a pierdut steaua, nu-i așa? Bă, doșotul rău îmi pare mie acum, că uite, nu mai pot de durere eu. Uite ce mă zvârcolesc eu de durere, că dau o gălăgie de bani pentru zderențele alea care dorm pe teren și își bagi joc de mine, da? Domnule Becali, n-asta ți-e pronosticată că steaua va învinge retur cu 2-1. Păi da, mă, da, așa am pronosticat. Da. Am zis că bate steaua cu 2-1. Da. Dar a greșit tactica reghe. Păi eu i-am spus, băi reghe, ține-i pe jucători în post și rugăciune. Și el ce-a făcut? I-a lăsat în pace și ăștia a mâncat de dulce, curva să n-ai pe cluburi și da, ne-a bătut Dumnezeu. Și Chelsea. Așadar sunteți supărat că Steaua a pierdut calificarea.
Măi, băiatule, nu sunt supărat, pentru că de ce? Vrei să spun ceva? Supărarea e de la diavolul, da, de la satana? Nu mă interesează pe mine supărarea. Tot de la diavolul și de la satana e și jocul prost al lui Tănase cu preluare la aia poaste. Tot așa pasele lui Brusescu de divizia B. Tot așa barcajul larg al lui Sucă la 7 metri, care a luat gol. Și cu asta basta. Dar vrei să spun ce le fac la jucători? Le fac cu aroganță, vrei să spun ce bucurie le fac eu? Ce bucurie? Îi vând lui Copos! Să moară de foame, să vadă și ei cum e, să aștepte salariile de la zgârcitul ăla! Hai, fă pupă aici! Hai, să-mi dăm de pe cale! Băi, afară de aici! Hai, de drumul de aici! Ia, închide ușa! Hai, închide ușa! Hai, mare! Te rog frumos să-mi spui și mie cu câți fotbaliști ai fost tu, de știi cum arată un stadion. Cu câți deodată sau separat? Deodată am simțit că cineva îmi pipăia aura! Nu vă supărați, de ce vreți să vă sinucideți? Cu mine vorbiți? Ce? Nenorocitul mi-a penetrat chakrele! Nu te grăbi, că-ți cade șurubul. Ți-a căzut șurubul? Ți-a căzut șurubul sau ți-a căzut șurubul, da? De ce te uiți la mine ca și cum ți-ar fi căzut șurubul? Că ți-a căzut șurubul! Că am văzut și eu că ți-a căzut șurubul! Nu e apă! Păi nu e apă! Să fie apă! Scrie aici că a fost făcut în anul 72. Păi de aia arată așa, pentru că e făcut înainte de cutremurul din 77. Aoleu! Gata, că am zis că m-ai convins, lor! Mie chiar și așa, mă, Ioniță! Mie nu-mi pare rău că n-am ares calculator. Da, bă, poate era mai bine să o lăsăm să leagă calculatorul. Zic și eu, zic-mă și tu ce vrei. Stefan! Stefan! Nu s-a spart. Trebuie să dai crede pământ. Ha ha ha!